Multe din măsurile pe care noi ne le propunem pentru viitoarea guvernare sunt măsuri de relaxare fiscală și creșterea veniturilor, așa cum v-am obișnuit, sunt măsuri sociale în marea lor parte, dar și măsuri care au rolul de a stimula economic România. Domnul senator, după cum bine știți, face parte din Comisia Economică la Parlament și poate furniza mai multe informații. Aș vrea eu să fac câteva clarificări în ceea ce privește candidatura noastră de la județul Prahova. Am observat mai multe articole în presă, unele care m-au surprins. În primul rând, expresii de genul că vine cineva și ia locul altcuiva. Nu este cazul. Noi ne considerăm totuși o organizație foarte serioasă și din acest motiv vom avea o ședință, un comitet executiv în care toate propunerile vor fi analizate la nivel județean și vor fi votate. Acele liste apărute pe diverse site-uri online sunt doar cu titlu informativ sau sunt părerile dumnealor, cei care le-au publicat, nu sunt în conform cu realitatea. Noi am furnizat mai multe propuneri către conducerea centrală, care am avut discuții pe această temă, pentru că ne dorim să trimitem în viitorul Parlament niște oameni competenți, niște oameni, zicem noi, care să fie reprezentativi pentru toate organizațiile din județul Prahova și niște oameni care, atunci când va veni vorba de voturi, să își exprime punctul de vedere, nu să fie niște oameni trimiși doar ca să îndeplinească această funcție, nu să o ducă la îndeplinire așa cum este stipulată ea prin Constituție, să facă amendamente, să promulge, să aibă inițiative, deci chiar niște oameni pe care noi dorim acolo, oameni competenți, așa cum v-am spus. Aș dori ca expresia care am întâlnit-o pe un site, Bogdan Toader ia locul nu știu cui personaj, nu este cazul. Nu am discutat încă cu domnul președinte Dragnea pe această temă, dar dacă posibila mea candidatură ajută într-un fel sau altul Partidul Social Democrat, atunci sigur mă voi înscrie în competiția electorală internă până la ședința de CEX. Nu sunteți înscris? Adică nu sunteți cap de listă la Camera? Deocamdată sunt doar o propunere. Ca și ceilalți colegii ai mei. Reformulez propunerea care a plecat spre București, spre conducerea centrală a partidului. Plecat cu 20 ceva de nume. În ordine alfabetică? Da. Vă aflați printre acele nume? Da. Și ați fost propus intern vorbind, local vorbind, să deschideți lista la pentru Camera Deputaților? Nu neapărat să deschid lista. Am fost propus să candidez. Bucureștiul fixează ordinea eligibilității? Nu, Pe tocmai de asta am spus că n-am fost propus să deschid. Am fost una dintre acele 20. Cine fixează ordinea eligibilității? CEX-ul. Ce e CEX-ul? CEX-ul este comitetul executiv. Județean. Județean. Păi în CEX nu era un J și de-aia v-am întrebat. Județean. Mai întâi avem ședința noastră de CEX, în care se va stabili ordinea și apoi vom merge cu propunerea la București către CEX-ul național. Când? Mai aveți 10 zile. Când va avea loc? Săptămâna viitoare va fi CEX-ul județean. Miercuri sau joi. Care stabilește ordinea eligibilă. Da.